Aproximativ acum un an publicam prima parte a videoclipului în care am văzut 10 fotbaliști celebri refuzați de cluburi în perioada copilăriei, video pe care vi-l recomandăm să-l urmăriți pentru că astăzi vom vedea alte staruri care au fost refuzați, unii dintre aceștia ajungând să scrie istorie chiar la marile rivale. Dar înainte de a începe, ne-am bucurat dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare pentru că asta ne ajută enorm. Pedri, mijlocașul central de la FC Barcelona, despre care Xavi Hernandez a spus că nu există jucător în lume la fel de talentat ca el, a povestit recent cum a fost refuzat de rivala Real Madrid. Spaniolul în vârstă de 19 ani a dat probe și chiar s-a antrenat la echipa a doua a lui Real Madrid în anul 2018, însă cineva din club a venit la el și a spus direct în față că nu este suficient de bun pentru Los Blancos. Pedri nu s-a demoralizat ajungând la Barcelona, chiar acum a ajuns să fie cel mai bine cotat fotbalist din lotul extraterestrilor. Și Barcelona are păcatele ei, cel mai mare fiind faptul că l-a ales pe Ricardo Quaresma în locul lui Cristiano Ronaldo. La începutul anilor 2000, Sporting Lisabona propunea mai multe nume interesante pentru marile echipe. Barcelona, evident, a vrut să-l transfere pe unul dintre Cristiano Ronaldo și Ricardo Quaresma, însă până la urmă au considerat că Quaresma are o calitate tehnică în plus și l-au ales pe acesta. Transferul portughezului la Barcelona s-a dovedit a fi un eșec total, chiar pe urmă Cristiano a ajuns la Manchester United, de unde a urmat să îmbrace tricoul lui Real Madrid. Ariedo Braida, un fost fotbalist care a propus mai multe tinere talente Barcelonei pentru a le aduce pe Camp Nou, povestește cum a făcut tot posibilul ca Haaland să fie adus la Barcelona, însă oficialii clubului au considerat că norvegianul este un atacant talentat, dar care nu se potrivește pe stilul de joc al catalanilor. Acesta era mult prea mare pentru ce-și dorea gruparea Blaugrana, chiar acum, la câțiva ani distanță, fanii catalanilor ar da orice pentru ca norvegianul minune de la Borussia Dortmund să vină în Spania pentru a semna cu echipa lor preferată. Dacă la aducerea lui Haaland sau Ronaldo au existat ceva motive logice pentru care aceștia n-au fost cumpărați, la Alphonso Davies motivul este unul pur și simplu pueril. Fostul balon de aur Hristo Stoichkov a vorbit cu Bartolomeu, președintele catalanilor din acea vreme, și l-a rugat să-l cumpere cu doar 6 milioane de euro pe Davies, însă Bartolomeu a râs de bulgar spunând că niciodată Canada nu o să poată produce un fotbalist suficient de bun pentru Barcelona. Acum Davies se află la Bayern München, devenind încă de la o vârstă fragedă unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume. Marco Reus a avut întotdeauna un vis, și acela fiind să joace pentru Borussia Dortmund, echipă la care a devenit un adevărat idol, fiind cel mai bun marcator din istoria modernă a clubului și unul din fotbaliștii cu cele mai multe prezențe în tricoul Borussiei. Deși a fost crescut de mic de către galbenegrii, acesta a avut mult de muncit pentru a putea juca pentru prima reprezentativă, pentru că în copilărie i s-a transmis că nu este suficient de bun pentru a ajunge un mare fotbalist, așa că germanul a fost obligat să plece de la club. João Félix, atacantul celor de la Atletico Madrid, pe care Benfica a primit o sumă uriașă de 127 de milioane de euro, însă nu puțin oameni știu că acesta a fost crescut de marea rivală FC Porto. Acesta a învățat fotbalul de la vârsta de 9 ani la Academia celor de la Porto, care după 6 sezoane nu l-a mai dorit, spunând că este mult prea slab pentru a deveni un fotbalist de calitate. A plecat la Patroense în 2014, iar la un an distanță a ajuns în curtea Benficăi. Vulturii au văzut potențialul mijlocașului care l-au debutat în echipa a doua, în Liga a doua portugheză, la vârsta de 16 ani.
Unul dintre cei mai doriți fotbaliști din Premier League este Declan Rice, mijlocașul defensiv al lui West Ham United, care a fost ofertat în trecut de Chelsea și Manchester United, însă ciocănarii au ținut prețul sus dorind peste 100 de milioane de euro pentru mijlocașul lor defensiv. Chelsea era gata să ofere 80 de milioane de euro pentru un fotbalist pe care îl putea avea gratis, pentru că englezul s-a aflat mult timp în Academia Londonezilor, însă antrenorii de acolo i-a spus că duce lipsă de personalitate și l-au lăsat să plece mult prea ușor de la club, acesta urmând să semneze imediat cu West Ham. Luke Shaw este un fotbalist de bază la Manchester United și unul dintre cei mai buni fundași laterali din Anglia. Fotbalistul cu 19 selecții la Naționala Angliei a fost refuzat în trecut de către Chelsea, deoarece fizicul său era mult prea nedezvoltat. Însă Shaw nu s-a lăsat descurajat de acest lucru, a semnat cu Academia lui Southampton, iar după câteva sezoane în tricoul echipei mari a Sfinților, acesta a fost cumpărat de Manchester United pentru 37 de milioane de euro, iar acum a ajuns la peste 200 de meciuri jucate pentru Diavolii Roșii. Din păcate, motivul acesta cu fizicul mult prea slab sau cu înălțimea se regăsește destul de des în lumea fotbalului, iar din acest lucru, mulți copii se lasă de sportul rege. Din fericire, acesta nu a fost și cazul lui Andrew Robertson, care la fel ca Luke Shaw, i s-a spus că este mult prea slab. În copilărie, acesta a dat probe pentru Celtic, care l-au refuzat din acest motiv. Anii au trecut, Robertson a muncit foarte mult, iar acum a ajuns campion în Premier League și câștigător al Ligii Campionilor cu Liverpool și probabil cel mai bun fotbalist scoțian din prezent. Acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, abonare și share, chiar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult pot deveni membri. Salut!